Salut și bine ai revenit pe canalul meu, numele meu este Asmina și astăzi este momentul pentru al treilea episod din provocarea în care testez toate acoarelele pe care le am pe 6 tipuri de hârtie. Pentru astăzi m-am gândit să testăm setul șminche Horadam de 48 de culori. Este setul propriu-zis pe care îl poți achiziționa ca atare. Îți voi spune ce culori conține. Gold, Silver, Titanium White, Chinese White, Lemon Yellow, Cadmium Yellow, Transparent Light Yellow, Indian Yellow, Chromium Yellow Deep Hue, Chromium Orange Hue, Transparent Orange, Cadmium Red Light, Scarlet Red, Pearline Maroon, Madder Red Dark, Permanent Carmine, Magenta, Manganese Violet, Ultramarine Violet, Delft Blue, Indigo, Ultramarine Finest, Mountain Blue, Prussian Blue, Phthalo Blue, Cerulean Blue, Helio Turquoise, Cobalt Turquoise, Prussian Green, Phthalo Green, May Gray, Cobalt Green Dark, Permanent Green, Olive Green Yellowish, Jaune Brillant, Naples Yellow, Yellow Ochre, Naples Yellow Reddish, Burnt Sienna, Madder Brown, English Venetian Red, Indian Red, Burnt Amber, Sepia Brown, Neutral Tint, Paints Grey Bluish, Ivory Black și ultima este un agent de umezire Oxcal. Am să las aici lângă mine pentru că unele culori care sunt foarte închise nu-ți poți da seama după cum arată în godet ce culori sunt efectiv. Vom lucra din nou după un aranjament floral al Emei Lefebvre și vom picta de data aceasta, pentru că am să iau la rând tipurile de pensule pe care le am, cu Silver Black Velvet. Aceasta este o pensulă mixtă, în sensul că are și păr natural și păr sintetic. Are păr de veveriță albastră de Rusia și păr sintetic negru Reslon. Este... sau se dorește a fi combinația a ce e mai bun din ambele lumi, așa nume a pensulelor cu păr sintetic și a pensulelor cu păr natural. Nu o am de foarte mult timp, dar atât cât am folosit-o mi-a plăcut într-adevăr foarte mult. Acuarelele șminche sunt cunoscute pentru faptul că se activează destul de ușor. Nu le-am spreiat înainte. Acum vom face un aranjament floral cu 3 flori de floarea soarelui și încep cu Indian Yellow. Și bineînțeles, prima hârtie este White Night, la fel ca în episoadele trecute. Hai să luăm puțin Venetian Red.
la fel ca și până acum, fiind hârtie de celuloză 100%, apa stă deasupra și culorile nu se mixează cum ar trebui, nu fuzionează între ele. Aici facem o nouă floare în oglindă. Și de data aceasta introducem Indian Yellow să fie cumva în două tonuri. Iar dedesubt vom face o floare a soarelui mai roșiatică. Scarlet Thread și pentru accente mai închise Perlin Maroon. Pentru că las puțin să se usuce petalele, o să începem să facem și frunzulițele. Hai să vedem. Cum setul ăsta a fost primul meu set de culori profesionale, pe că nu știam exact ce-mi place și atunci la verde nu prea am eu nuanțele care îmi plac în prezent, și anume Sap Green și Perlin Green, dar ne vom descurca cu ce avem. Avem un olive green yellowish. Și hai să încercăm un cobalt green dark. Iar în centrul florilor vom pune niște burnt umber. Și niște sepia. Iar pentru borcanul în care stau, o să amestec o nuanță de gri. Cu sepia și ultramarin.
Și cam asta ar fi. Nu cred că pot să obțin mai mult. Pun puțin pe pauză. Schimbăm hârtia și revenim. A doua încercare este pe Fabriano Studio. La fel, începem cu Indian Yellow. Și între timp aș vrea să-ți spun mai multe despre șminche Horadam. Sunt cunoscute pentru cât de curate sunt culorile, poate mai curate decât Daniel Smith. Ca transparență și ca mod în care mixează din ele alte culori. Sunt culori transparente, sunt mai puțin saturate decât alte acuarele profesionale, cum ar fi Daniel Smith Core. Sunt foarte potrivite pentru straturi multiple. Dacă lucrezi în straturi multiple, se pretează foarte bine la așa ceva. Bineînțeles și cu hârtia necesară. Deci nu celuloză, ci neapărat bumbac. Culoarea se poate ridica foarte ușor de pe hârtie atunci când se fac greșeli. Se pretează foarte bine și la lifting. Nu granulează sau majoritatea nu granulează dintre ele. Sunt potrivite pentru contur exact, pentru pictură realistă. Au o calitate foarte bună. În România, și mă gândesc că e valabil pentru Europa, prețul lor este undeva la un sfert o treime din Daniel Smith. Setul acesta de 48 de culori a costat 1000 de lei sau până într-o 1000 de lei. Daniel Smith aș fi luat 10 culori. Dar într-adevăr e vorba de godete și nu de tuburi. În România le găsești cam peste tot. Din ce am găsit eu, cel mai bun preț este la Complex Art, în Timișoara. Și sunt fabricate în Germania, dar poate știai deja. Josef Zbuknic, nu știu dacă ai auzit de el, e un mare maestru al acuarelei, pictează doar cu șminche, Horadam, ceea ce spune un mare lucru despre ele. Și sunt mulți artiști care au acele palete mixte de acuarele, în care combină acuarele de la diferiți producători și mai mereu în selecția lor se găsesc acuarele șminche. Acum, de ce sunt eu atât de fascinată de Daniel Smith? Este că au o anumită transparență care nu știu în ce măsură ține de pigment și nu știu în ce măsură ține de aditivi. Dar
Am impresia că nu folosesc miere. Pe de altă parte, șminchie folosește miere și în special, deci cam toate mărcile europene de acuarele. E acel aspect lucios al culorilor din godet. Facilitează și reumezirea. Nu au acea problemă ca Winsor & Newton, care sunt greu de activat. Nu au nici acel gel inestetic care apare pe hârtia de proastă calitate de la Winsor & Newton. Acum, până la urmă, totul ține de preferințele personale, dar cu siguranță sunt culori de foarte bună calitate. Ce înseamnă o hârtie proastă, că deja s-a uscat. Deci, Fabriano Studio nu mă convinge de niciun fel. Și trecem la hârtia următoare. Și trecem la Sea White of Brighton. La fel, avem Indian Yellow. Mi se pare uimitor cât de bine imită această hârtie de celuloză bumbacul. Foarte plăcut impresionată. Deci chiar o am de mult timp și am folosit tot alte hârtii, mai puțin pe ea.
Și uite ce bine se lucrează pe ea. Deci am avut Indian Yellow, unde am făcut accente de culoare cu Venetian Red. Acum avem Cadmium Yellow, unde facem accente cu Indian Yellow. Și Scarlet Red. Cu Perlin Maroon. În mijloc, tot Vinish and Red și pe margini am să folosesc sepia. Și lăsăm puțin culorile să difuzeze. Pentru verde am olive green. Permanent green. Iar pentru borcănaș, acea combinație de ultramarin cu sepia. Mi-ar fi plăcut pentru fiecare hârtie în parte să facem un alt exemplu, dar atunci n-ar mai fi fost relevant. Mi-ar fi plăcut să facem și exemple mai complexe, dar și așa durează foarte mult. Așa că mă limitez la aceste exemple mai simple. Și acesta ar fi exercițiul pe Sea White of Brighton, iar își pun pe pauză și revin cu hârtia următoare. Acum lucrăm pe Hanemule Turner. Sunt chiar curioasă de acest exercițiu, pentru că mă gândesc că hârtia Hanemule e dezvoltată să se împace foarte bine cu șminchea, fiind amândouă din Germania. Vă povesteam, dacă ați urmărit și celelalte episoade, că are un aspect foarte interesant această hârtie și dă niște efecte așa de linii rupte.
foarte interesantă hârtia. Mă tentează să încerc și alte proiecte pe ea. De Crăciun îți spuneam că am avut o comandă mare de felicitări și am rămas puțin dezamăgită când am văzut aceste efecte. Mă așteptam la altceva. Dar ulterior am văzut un review, o recenzie și îmi părea rău că nu m-am documentat mai bine înainte să achiziționez, dar acum lucrând mai mult pe ea, încep să găsesc aspecte foarte pozitive, incitante și mă gândesc să fac mai multe proiecte pe ea. Pentru că unele aspecte pe care la prima vedere le-am considerat dezavantaje pot fi folosite ca un avantaj. Depinde ce vrei să obții. La fel și concluziile mele. Poate eu zic că ceva nu e ok, dar poate e potrivit pentru modul în care tu lucrezi și ce zic eu că nu e bun, s-ar putea să fie exact ceea ce tu cauți. Am ajuns la concluzia că în ce ține de acuarelă, foarte mult contează stilul personal și fiecare apreciem altceva. Deci acum chiar îmi place enorm cum iasă. Singura problemă, o să vedem când se usucă efectiv, pentru că culorile se estompează destul de mult pe această hârtie. Dar vom vedea la final. Ok, trecem la hârtia următoare. Acum lucrăm pe Fabriano Artistico. De fiecare dată stau și mă minunez de hârtia de bumbac și mă gândesc cum de nu am încercat-o mai devreme. Deci cred că asta a fost cea mai mare greșeală. Și un alt sfat ar fi să încerci să te provoci și să faci proiecte cât mai complexe, chiar dacă simți că te depășesc, pentru că doar prin forțarea limitelor poți să evoluezi. Vei evolua oricum, dar nu într-un ritm atât de alert. Și să nu-ți fie teamă că nu se întâmplă absolut nimic dacă nu-ți iese și să nu-ți fie milă de materiale, în sensul că să-ți pare rău că le distrugi, pentru că nu strici materiale, practic investești în pregătirea ta. Cu asta n-am o problemă. Am auzit-o la mulți YouTuberi. Ca așa frica asta de a distruge materialele. Dar dacă ar fi să-i spun așa, un mare regret ar fi că n-am încercat hârtia de bumbac mai devreme. Și cam am
Mulțumit cu proiecte simple, bine, potrivite pentru ce făceam în sensul felicitărilor, adică nu m-am gândit niciodată la sensul de a, sau la direcția de a picta efectiv tablouri, lucrări. Dar timpul nu e pierdut. Facem de acum înainte. Deci este olive green, mi se pare că merge foarte bine cu floarea soarelui. Chiar duce cu culoarea naturală a frunzelor de floarea soarelui. Ziceam că e un model după Emma Lefebvre, acest design, și ea spune că îi place foarte mult când, să zicem, o petală atinge o frunză sau, în sfârșit, unde sunt